Nu încep. Bună seara! Adică e un element mega strategic să lucrați cu feedback-urile vii, cu content real care vine din partea, din interiorul companiei. Adică oamenii nu țin minte pentru că e prea mult content. Deci dacă voi postați cu întârziere de vreo 3-4 zile, ca să nu cheltuiți bani, să întrețineți două rețele sociale cu content diferit. Una, două postări pe lună, săptămână pe lună, pentru a întreține că acolo măcar o leac să apară. Eu aș recomanda acest curs de Facebook pentru cei care încearcă să ducă o pagină de Facebook și nu știu cum să o facă și cu siguranță întâmpină careva greșeli. Eu aș recomanda nu doar prietenilor, tuturor care vor să-și facă o carieră în social media manager, tuturor care au o pagină de business sau au un business și vor să-l promoveze, neapărat trebuie să vină măcar la un curs. Я ни на секунду не пожалела, что решила посетить курс Facebook Start, потому что смотреть и следить за тем, что происходит на твоих страницах, в социальных сетях, нужно обладать хотя бы минимальной информацией. В принципе, здесь ее и дают. Dau seama că cunoștințele care le-am acumulat de pe internet, de pe diferite tutoriale din YouTube, sunt insuficiente și cumva Dumitru m-a ajutat să le sincronizez la mine în cap și să le pun așa pe policioare aceste cunoștințe. Asta mi-am dorit de la Dumitru și asta am obținut. Cine sunt eu și fel de procent vreau eu să fiu și câte postări despre asta eu vreau să public. Noi trebuie să promovăm postarea asta. Pentru că fără promovare, sens că noi am cheltuit content, desiuri noi este, dar până noi avem și asta, dar noi postăm, nimeni nu vede asta. Poți să promovezi, să aleg targetarea corectă și poți să amenajezi pagina de Facebook să fie identică a unei pagini profesionale. Друзья, не ждите, чем быстрее вы окажетесь здесь, на курсах у Димы Талмазан, тем быстрее вы начнете качественно продвигать и преподносить обществу свою продукцию. Nimeni nu poate să garanteze până n-ai pus anunțul și n-ai intrat în concurență reală în terenul de livrare. Acolo numai se face bătălia. Dumitru, ca speaker, este unul foarte carismatic, este foarte vesel, este dinamic. La fiecare propoziție are și o glumă de spus, are și exemple din viață. Atmosfera care este aici este creată de speakerul Dumitru Talmazan și se emană o energie foarte pozitivă. Însă și modul lui de predare, dragostea cu care îi predă, te atrage și adică n-ai cum să... Eu am frecventat toate lecțiile, mi-a plăcut foarte tare și eu cu siguranță cred că o să mai revin. Insight-ul meu era unul. Voi trebuie să aveți în vedere dacă voi aveți cheltuieli mari anuale și 200-300 de euro pe lună, să-ți dă 5.000 de euro la sfârșit de an, pe care tu le-ai cheltuit. Dar dacă la tine scrie salariul 1.000 de lei, este șansa la cât să fie întrebări, dar sursa venitului de unde? Donații? De unde ați donat atât?